Deci voi vorbi despre cea mai importantă situație din producerea sămburoaselor în Germania. Situația este următoarea. Voi vorbi despre situația de producerea fructelor, a prunelor și, de asemenea, voi vorbi despre celelalte categorii de sămburoase care sunt produse în Germania. Deci, în primul rând, ce vreau să vă prezint? În primul rând, am să vă vorbesc despre instituția pe care o reprezintă. 2. Vom vorbi despre cele dificultăți, provocări din punct de vedere a producției, din punct de vedere a situației de pe piață. 3. Vom vorbi despre rolul instituției pe care o reprezint, care se numește Rheinplatz-DLR, și vă vorbi despre situația și diferența dintre producție și piață, ce fel de probleme, și apoi vă vorbi despre tendințe și perspective din punct de vedere a tendințelor de producție și de piață. Deci, în primul rând, această instituție este parte componentă a Ministerului Federal al Agriculturii, denumirea în limba germană. Am să vă arăt amplasare în partea de vest a Germaniei, se află acesta aproape de orașul Frankfurt. Și cred că majoritatea dumneavoastră cunoașteți orașul Frankfurt din statul federal Germaniei de Vest. Deci este o zonă foarte bună pentru producția sâmburoaselor, deoarece de asemenea trebuie să fie menținut un careva nivel de precipitații, care nu trebuie să fie nici prea înalt, nici prea jos. Și inițial a fost o condiție foarte bună pentru măr. Și apoi am extins producerea sâmburoaselor, inclusiv prune, de asemenea vișină, cereașă a fost inclusă și, de asemenea, piersic și cais. Gradual am introdus mai multe produse sâmburoase. Instituția mea mai mult s-a ocupat inițial de consolidarea terianurilor. Dacă din istoricul, știți că noi am avut niște loturi foarte mici, parcele foarte mici, și în ultimul deceniu această situație trebuia să fie îmbunătățită, adică am încercat să consolidăm loturile, parcelele, să le punem în terianuri mai mari, ca să fie mult mai ușor și, din punct de vedere economic, să gestionăm aceste terianuri mai mari, anume pentru cultivatorii de aceste produse agricole, pentru fermieri. A doua sarcină pe care o avem noi sunt serviciile oficiale pentru agricultură, viticultură, pe care le oferim. Sunt gratis oferite pentru agricultori și fermieri, trebuie doar să achite. Adică trebuie să achite doar anumite tarife, că nu plătesc anumite tarife oficiale. Apoi, serviciul oficial pe care îl oferim include cercetări, pilotări, testări, experimentări pentru diferite produse din viticultură, horticultură. Avem mai multe loturi experimentale. Și avem, de asemenea, persoane care se ocupă de zona de cercetare și experimentare și, de asemenea, fac o monitorizare și examinare rezultatelor atinse. Și ultima sarcină este faptul că noi oferim un fel de instruire pentru stagiarii profesioniști, că la absolvirea școlii primare au posibilitatea să treacă la studiile vocaționale, că să primească jumătate de perioadă stau pe câmp, lucrează locul de muncă și pe care merg la școala vocațională, că sunt pentru stagiarii profesioniști, inclusiv absolvenți și masteranți. Pentru cei care deja au absolvit universitatea și primul pas în această profesie pentru instruiți la momentul în care stagierea se finalizează, au posibilitatea să colecteze mai multă experiență practică și după o perioadă de 2-3 ani au posibilitatea să continue la următorul nivel de studii și primesc profesia respectivă. Și primesc, de asemenea, devin masteranți. Durata este de vreo 2-3 ani pentru a îmbunătăți cunoștințele și primesc titlul de masterant în agricultură, viticultură, horticultură. Asta, de fapt, este situația de la noi. Și următorul moment. Scuze.
Deci următorul punct ține de serviciu care de consultanță. O să vorbesc mai târziu despre aceste servicii de consultanță care sunt acordate tuturor cultivatorilor, cum ar fi oferirea de buletine informative prin internet, deci consultanță și de acest gen și diferite tipuri de consultanță, deci pe parcursul anului. Nu, zice că nu aude nimic. Oh. You have to go to your presentation. Trebuie să treceți la prezentare. No. It's okay. You go ahead. Probabil este o problemă doar cu ecranul meu. This presentation looks well. Prezentarea arată foarte bine. E al cincelea slide. Acum sunteți la al cincelea slide. Oh. Deci acum pot continua. You see your screen? Vă vedeți ecranul? Now is the first. Deci s-a întrerupt probabil internetul, conexiunea la internet. Voi continua acum cu al doilea punct, adică voi vorbi despre cele mai mari provocări și probleme cu care ne confruntăm în producție și pe piață. Trebuie să vorbim despre protecția plantelor, deoarece acesta este unul din aspectele cele importante în producerea de fructe. Și avem probleme cu cererea de pe piață din cauza reziduurilor. Consumatorii sunt foarte susceptibili. Din punct de vedere al sănătății, ei se gândesc că ar putea fi afectată sănătatea lor și de aceea vorbim mult deci în diferite programe politice despre reziduuri, nutriție, alimentație și rezidurile constituie o problemă mare în domeniul în producere, dar și pe piață. Și într-o parte mică, o parte mică a substanțelor active, deci variabilitatea este tot mai mică și mai mică în fiecare an, iar acum avem o problemă că orice indicii, cum ar fi Hedeopere sau Drosophila, Suzuki sau deci Molia prunei, deci venim cu o strategie bună de a controla acești dăunători, deci am putea să asigurăm o protecție și mai bună pentru viitor prin Anfo de Rungen și ei acceptă, producătorii acceptă doar, sau comercianții acceptă un număr minimal de substanțe active în fruct, conținut în fruct și o parte de reziduri care sunt posibile și acest 0,7% sau 0,7% a reziduurilor. Eu cred că partea cu producătorii care exportă fructe în Germania, dar și alte părți ale Uniunii Europene, cred că acest reziduu nu este problemă în Germania, dar pentru viitor piața europeană va încerca să observe care sunt evoluțiile din acest aspect. Este important atât pentru sectorul de producție cât și pentru piață. Următorul punct ține de disponibilitatea forței de muncă. Pe de o parte și pe de altă parte, faptul că noi avem un nivel de salarizare minimal care a început cu o sumă în 2015 și a parcurs diferite etape, nivelul minimal este în creștere.
Adică salariile minimale sunt în creștere și costurile vor fi mai înalte. Și dacă atunci când ne amintim că costurile de producere, cea mai mare parte din acestea constituie costurile forței de muncă, care constituie 2/3 din costurile de producere. Și iată de ce în viitor costurile produse vor fi mai înalte, iată de ce fermierii încearcă să optimizeze și mai ales țin cont de lipsa forței de muncă și lucrează cu organizațiile sindicale și încearcă să-și mecanizeze procesele, mai ales pentru a asigura optimizarea economică. Un alt aspect ține din șirul provocărilor în producere și pe piață este de a examina care este de a acorda atenție dezechilibrului în costuri și venituri, care sunt cauzate într-un fel de costurile pentru forța de muncă, dar pe de altă parte prețul este în creștere pentru substanțe organice și pentru irigarea plantațiilor și de ce prețul produselor sunt mai mult sau mai puțin la fel, iar aceste costuri de producere sunt în creștere de la an la an. Din păcate, prețul produselor stagnează mai mult sau mai puțin, dar costurile cresc, iată de ce pentru viitor va fi o problemă și va trebui această discrepanță, dezechilibru să fie gestionat în mod adecvat. Un alt lucru sunt acele condiții meteorologice extremale. V-am zis anterior că am avut și noi daune cauzate de temperaturile înalte pe parcursul verii. Vedeți în această imagine prunele afectate din cauza temperaturilor înalte din iulie și la începutul lunii august, care într-un fel a adus erori sau în muguri pentru a avea susceptibilitate, deci pentru aceste fructe duble, deci își are originea în temperaturile înalte în sezonul anterior. O altă problemă este cauzată de către înghețuri în timpul muguririi, înfloririi și care afectează fructele pe exterior și totodată, deci nu atât afectele negativ nu sunt atât de mari în sâmburoase, dar am văzut că la începutul lui mai am avut înghețuri și fructele sunt de o dimensiune foarte mică și am avut și grindina care a deteriorat fructele foarte mult și avem, deci în pulpa fructului. Deci nu se întâmplă această problemă în fiecare an, dar în fiecare an este unul special și noi anticipăm că să combatem într-un fel și să minimizăm aceste daune și ne gândim ce putem face împotriva acestor condiții și aceste situații de susceptibilitate. Trecem la următorul slide. Putem vedea aici cu ce continuăm, adică continuăm cu cerințele de piață. Deci haideți să continuăm cu ultimul punct și cererea de calitate, stabilitatea fructelor și deci consumatorii așteaptă un nivel înalt, mai ales ce ține de durabilitatea sau fermitatea fructului și deci acele culturi tradiționale cu greu satisfac aceste cereri și iată de ce încercăm să căutăm noi deci căi pentru a asigura stabilitatea produsului. De asemenea, căile de distribuție, nu doar pe piețele mari, deci și avem și piețe mici care sunt deschise doar pentru o parte din producția noastră, care au fost denumite piețe regionale, unde producțiile vin de pe câmp către consumator. Deci cererea este special, deci ceea ce presupune calitate înaltă, un preț mai bun, dar și costuri de producție pentru a asigura un nivel de calitate mai înalt.
pe care aceste piețe regionale le impun. Deci, de asemenea, vreau să vorbesc despre rolul instituției mele și colegilor mele, care se numește rolul instituției care se numește DLR Rheinland-Pfalz, care se ocupă și de cercetări și prestează servicii de consultanță, dar și activități de experimentale. Deci, în câmp încercăm să efectuăm experimente ca să facem o formă, să venim cu o formă a copacului mai economică și ca să reducem costurile forței de muncă, și pentru aceasta avem nevoie de o formă, o coroană mai mică a copacului, și încercăm să obținem, să asigurăm o situație nouă în anii următori din punct de în acest punct de vedere. Și deci, de asemenea, una din țintele sau scopurile principale este protecția plantelor, și testăm aceste substanțe pentru protecție și eficacitatea preparatelor pentru protecția plantelor, și de asemenea ca rezultat noi putem merge la guvern și influența, ori loba. Deci aceste rezultate pozitive, și putem face orice pentru o disponibilitate mai bună a produselor speciale pentru și substanțelor active pentru viitor. Și iar evaluarea soiurilor noi constituie de asemenea un alt aspect important, special ca să avem informație nu doar de la proprietarii de licențe sau de permise, dar încercăm să efectuăm o evaluare oficială și comparăm cu soiurile, deci standard, și încercăm să examinăm dacă aceste soiuri noi sunt mai bune decât cele mai vechi și care urmează să vedem dacă are diferența între cele noi și cele tradiționale. Rezultatele din activități experimentale pot fi incorporate în serviciile de consultanță, deci în cadrul și incluse în curriculele de instruire, sau putem să contactăm gospodăriile sau să-i vizităm, și de asemenea contactăm și pe participanții de pe piață sau instituțiile prezente pe piață și vorbim cu ei despre posibilitățile ce țin de calitatea alimentelor, ce putem face pentru a obține o piață mai bună pe piață în viitor. Și de aceea noi suntem un fel de intermediari între piață și sectorul de producție. Este important pentru că piața de producere deci într-un fel se confruntă deseori sau vin cu confruntări, și iată de ce rolul nostru este să îi conectăm cu partenerii terți și ca să atingem rezultatele, ca rezultatele experimentelor să fie deci raționalizate. Aici avem informații despre protecția plantelor, spre exemplu, datele de coacere a prunelor, pe care le putem aștepta aceste date, undeva 30 de zile după înflorire, putem spune foarte exact care va fi data coacerii pentru anumite soiuri speciale. Și aceste date combinate cu stațiile meteorologice, adică cu datele obținute la aceste stații, și în statele federale avem peste 100 de stații meteorologice pe care ne putem bizui. Și aici avem exemple, și ultimul punct este să discutăm despre tendințe și perspective în producerea sâmburoaselor. Și una din tendințe este explicată de condiții meteorologice,
și anticipăm că climele se vor schimba și condiții meteorologice vor fi în schimbare și pentru aceasta încercăm să facem totul ca să combatem sau să venim cu sisteme de protecție, cum ar fi plase sau acoperișuri ca să îi protejăm împotriva insectelor și așa mai departe. Și este important acest lucru pentru viitor, nu pentru toate câmpurile, dar eu cred că pentru o parte din aproximativ 30% din câmpuri ar fi interesat să asigurăm producția și livrarea oportună pe piața produselor. Și piața contează mult pe producere și viceversa. Și noi contăm pe piață. Și pentru protecția împotriva înghețurilor devine tot mai interesantă din cauza schimbării condițiilor meteorologice. Deci, la foarte timpuriu, noi începem cu aceste măsuri de protecție, adică sezonul începe mult mai devreme, totodată riscurile de îngheț sunt aceleași în istorie și iată de ce avem acest risc de înghețuri până la mijlocul lunii mai. Și perioada de risc este mai îndelungată decât în trecut. Iată de ce trebuie să facem, să întreprindem mai multe acțiuni împotriva înghețurilor. Tradițional, noi avem irigații anti-îngheț și folosim această metodă de irigare cu un nivel mai mic de apă și care sunt folosite la, și de asemenea încălzirea câmpurilor cu plantate cu sâmburoase. De asemenea, funcționează bine și aceea, dacă nu avem înghețuri mari, acesta nu este un sistem atât de bun pentru a evita sau a proteja copacii noștri și fructele noastre de îngheț. Un alt scop este de a minimiza reziduurile din produse. Am discutat despre aceasta și avem soiuri care nu sunt atât de susceptibile la reziduuri. Avem soiuri care pot să se descurce fără o stropire mai multe și folosim această strategie în combinație cu acoperire ca să nu avem prea multe reziduuri pe în fruct, în produs. Și eu cred că noi avem... Deci, oricum, în viitor am putea să intensificăm aceste acțiuni. Un alt aspect... Deci avem mai puține fermi, vom avea mai puține gospodării în viitor apropiate și doar mai puțini fermieri vor avea mai multe suprafețe disponibile, astfel încât gospodăriile și companiile de producere vor deveni tot mai mari și mai mari. Eu cred că suprafețele normale sunt aproximativ 20-30 de hectare de livadă și doar în partea de est a Germaniei avem livezi de 200-500 de hectare, dar pentru majoritatea regiunilor 20-30 hectare constituie terenuri normale, iar gospodăriile vor să crească următorii 10 ani și se anticipă că ei își vor extinde suprafața până la 50 sau 60 hectare în viitorul apropiat. Deci, situația sau organizarea gospodăriilor necesită muncitori mai profesioniști, nu doar de familie, dar au nevoie de specialiști, adică fermieri profesioniști, iar fermierii trebuie să se schimbă tot mai mult pentru a produce sau a gestiona gospodăriile și nu fie doar cultivatori, dar să gestioneze corect gospodăriile. Am vorbit și despre minimizarea costurilor, care este un aspect important și majoritatea cultivatorilor se gândesc ce pot face ca să micșoreze costurile, deci formând, deci
sau schimbând forma și curățind copacele, dar și pentru recoltare, anticipăm că formele copacului sau coroanei vor fi reformate astfel încât să avem o mai bună organizare a forței de muncă pentru activitățile sau lucrul cu acești copaci. De asemenea, încercăm sau examinăm posibilitatea de specializare atunci când vedem că avem o diferită localizare a anumitor tipuri de fructe. Deci încercăm ca să asigurăm specializare sau intensificare în direcția procesării, ca să vedem care locație este mai bună pentru piersici, spre exemplu, sau pentru antrofructe. Este mai important de atras atenția acestui punct, de a avea o localizare bună pentru producție, care să minimizeze costurile și să ofere un efect mai bun economic pentru fermieri. Următorul punct vizează un nivel mai înalt de specializare pentru a face ca livezile să fie mai intense sau ca producerea să genereze mai puține costuri și pentru a asigura pentru procesarea fructelor, acest nivel scăzut este suficient. Adică nu vorbim despre o calitate joasă, ci un nivel mai jos este suficient pentru procesare, dar procesarea nu are nevoie de costuri mai înalte pentru acest produs. Este important de decis la o etapă tipărie de a urma o cale sau una pentru consumul de produse proaspete și acestea, desigur, presupun costuri mai înalte, dar și prețuri mai înalte la produsul finit. Deci, în istoria din trecut, majoritatea fructelor sunt produse, iar apoi piața decide dacă fructele să meargă la procesare sau să fie consumate ca în stare proaspătă, dar etapa aceasta este prea târzie și generează costuri mai înalte. Iată de ce decizia trebuie să fie luată la o etapă mai timpurie, dacă să continue să asigure calitatea înaltă sau să decidă asupra unei calități mai înalte. Segmentul de marketing la distanțe scurte, deci majoritatea distribuitorilor noștri din Europa de Vest au un program special pentru produsele regionale și ei vorbesc direct cu producătorii sau cu grupurile de producători și fructele vin direct de pe câmp către distribuitori, adică se utilizează distanțe scurte, nu include întreaga producție, de aproximativ 10-20% din produse pot fi folosite sau pot folosi această nișă a pieței. Un alt aspect, adică ce putem observa din sectorul de producție, noi obținem deci soiuri exclusive și o modalitate specială de distribuție. Uneori distribuitorii cumpără Nu. Adică permis să se economisească fructele pentru sine și situația este că câțiva ani în urmă noi anticipăm peste câțiva ani situația va fi aceeași și legate de prune și cred că urmează și caiselele care vor fi protejate și vor fi asigurate, deci prețuri exclusive pentru aceste produse. În final, continuu, vreau să vă arăt care sunt beneficiile producției sâmburoaselor pentru că se bucură de cerere mai mare pe piață. Acesta este un beneficiu. Desigur că producția este limitată și
Nu poate fi produs această producție oriunde, ci doar pe câmpuri speciale. Și acesta este un beneficiu pentru zonele care pot produce fructe sâmburoase, având locația optimală. De asemenea, utilizări diverse este un punct foarte important pentru acest tip de sori de fructe și noi putem face multe lucruri cu fructele sâmburoase, cum ar fi pentru consumul de calitate înaltă, produse de calitate înaltă, dar și pentru procesare, iar în viitor, eu cred că în fiecare an noi putem găsi alte idei cum să folosim sâmburoasele. De asemenea, examinăm oportunitățile de optimizare posibil prin inovații și în sistemele de cultivare și combinațiile de portaltoi sau de soiuri și portaltoaie și examinăm cum să asigurăm siguranța producerii și livrării. Foarte multe lucruri pot fi deci întreprinse în viitor care ar aduce beneficii atunci când suntem implicați în producerea de sâmburoase. Dar există și dezavantaje ale producerii fructelor sâmburoase. Deci, cerere mare sau cerințe mari pentru forță de muncă este una din dezavantaje. Anticipăm că în viitor va fi acest aspect va fi și mai hotărător. Vedem care este influența și dependența de condițiile climaterice, schimbările climatice, care vedem că se schimbă tot mai mult și anticipăm că în viitorul apropiat acestea vor continua. Anticipăm de asemenea situații mai intense în ce privește reglementările fitosanitare mai restrictive în viitorul apropiat. Nu putem spune exact ce trebuie să facem, dar anticipăm că va trebui să facem multe lucruri împreună și nu doar cultivatorii dintr-o zonă, dar toți agricultorii trebuie să cooperăm. Peter? Deci toți cultivatorii sau agricultorii din Europa trebuie să colaboreze, să coopereze. Este un punct, ultimul punct. Vreau să vă spun un mare mulțumesc și noi vă mulțumim. A fost o plăcere să vă ascultăm, să vă avem alături de noi. Am vizitat locația dumneavoastră. Abia așteptăm să vă întâlnim aici în Moldova. Noi am avut ocazia să mergem la instituția de cercetare pe care o conduce Peter, într-adevăr, este un viitor și pentru noi.